frumos. Domnul Mihai, place de el. Zic că îmi place de el. Fii atent. Ar fi mai fain să ieșim afară din curte. Să ieșim pe pietriș acolo. Dar știau pe tare pe pietriș la alea. Am înțeles. Fii atent, mă, ce vio e prietenul tău. E vio e asta. Cât timp are acum, Mihai? 2 ani și 4 luni. Auzi, Mihai? Da. La ăsta, dacă i-ai pune încă unul ca el, dacă ai pune încă unul ca Billy, lângă el, la tracțiune, ce zici? Ha? Eu știu. Eu zic că nu l-ar dibui nici, nu ar avea adversari. Fii atent acolo ce gros e pe picioare. Mihai, uite acolo pune-l, lângă căsuța aia. Acolo. Întoarce-l invers. Ăla e loc bun, acolo, acolo. Pa, mică, dacă o aduci aici, ce zici? Pa, atărcată, aia atărcată. Du-te, dai drumul, Sebi. Îmi place că, uite-te, acum ai crezi coamele. Bine, acolo la francezi ei îi toaletează pentru expoziție. Eu când l-am adus era tuns la zero. Toaletat pentru expoziție. Și cama, și coda. Acum... Da, domnul Mihai. Durează un pic. Ce impresie ți-ai făcut acolo la francezi legat de cai? Altceva, a? Total altceva, numai la... Îmi place să vorbesc. O să mi se iei nume de rău. Dar de ce să ți se iei nume de rău? Că noi ar trebui să învățăm. Avem multe de învățat. Avem, așa-i? Da. Adă-l numai încoace un pic, te rog. Haide, să-l vedem. Hai, dragule. Hai. De capul meu, masiv, mă, omule. Nu-i curat calul, că n-am avut timp să-l... Întoarce-l încă o dată, te rog. Hai. E foarte curat. Hai, copiile, trage-l încă ce. Hai bine, hai. Ce o, copiile? Ce nas ai tu mare și frumos. Hai la tătico. Fii atent că o simțit mânza. Poți să-l centrează la acolo pe mijloc. Opa! Domnul Mihai, aici aveți un călu stărcat. Ai. Zic, aveți aici un călu stărcat. Foarte frumos. Cum se înțelege Billy cu ea? Cu cea mică? Ea e mai prăpădită. La cea mică ce nume ai pus? Nu i-am pus nume. Ha? Nu i-am pus nume.
Măi, omule, da. Dacă ai avea așa un măr, cum are el acolo? Știi ce zic? Da. Uite-te, Armani. Păi el să țină caroseria asta așa puternică. Mi-te-i rup. Zic că, Mihai, legat de treaba asta cu tracțiunea, să mai pui încă unul lângă el, în 2 ani de zile, ce zici? Da. Ha? S-ar schimba situația, nu? Dar e frumoasă și poneița ta. Da. Așa e? O fac cadou. O leg la căruță, așa e? În 5 luni mă trezesc că se face cât armăsarul de înaltă. Fii atent. N-ai ce zice, frumos. Copile! Hai, hai, stați aici. Funealul asta, aia roșie, prinzi apa, dar eu bași prin gură. Știi cum se bagă prin gură? Bași prin gură și vii. Domnul Mihai, da. Observ în colecție, în curte sau cum să zic. Aveți o achiziție nouă. Aveți o mânză foarte, foarte frumoasă. Da. Nu vezi oriunde așa ceva și oricând. Și mie mi-a plăcut foarte mult că de-am luat-o. Atunci când a fost la domnul Zoli. Păi atunci am zis că va fi mânza mea. Ți-aduce aminte că s-aude, cred că și pe film. Da. Așa, tărcățica, din câte am înțeles, ați făcut o afacere cu domnul Costel. Da. Vi drag și ideea, așa-i? Da, păi. E tu ăsta. Cum ți se pare mânzuca? Foarte frumoasă. Nu-i de sânge cu Billy, șai? Nu. Deci, în caz că ăsta se poate împerechea. Bineînțeles. Vor crește împreună. Așa. Fii atent ce gât frumos are. Arcuit, spate frumos. Picioare bune, în primul rând picioarele foarte bune. Da. Mă bucur că a ajuns la dumneavoastră, deoarece aici are loc, spațiu. N-avem cum să ratezi așa ceva, Cristinez. Da. Așa ceva nu ți-a dat. Ascultă-mă ce spune. Am văzut-o și o pozat-o francezii. Da, și-o postat-o la ea. O postat-o la ea, ascultă-mă ce spun. Așa ceva nu ți-a dat să vezi în fiecare an. Deci... Nici nu a fost ieftină. Păi, mai contează. Eu mă bucur că a ajuns aici. Tărcățica tă lângă armăsăruștă. Așa-i? Hai.
E foarte protectoare mama. Foarte protectoare. O mamă foarte bună. Foarte, foarte bună. Nu, e curățat acum, că... Zicea și Zoli că trebuie să... Trebuie curățat. Azi, acum weekendul ăsta o să am timp și o să mă ocup de un pic. Fii atent acolo, piept la apă. Uite-te. Ce mărzată ta sau asta. Mânza, din câte știu eu, seamănă mai mult pe partea tatălui, știi? Seamănă... Tatăl? Care e tatăl? E camel al lui domnul Lelu. Da, frumos, frumos, frumos armăsarul lui, da. Domnul Lelu. Foarte frumos, unul dintre cei mai frumoși armăsari din România. De breton. Armăsari, apoi rasa ce mai contează. Da. Dă așa pe el, pe mamă sa lui, a lui Camel. Din câte știu eu, acum n-am studiat iar amănunțe, dar o să avem timp să... Da, da. Asta dacă se supără, scutură via. Nu mă te trezești că... Poate să ducă ea, pă. Cum? Da, poate să ducă. Du-te un pic așa, ne-o larg. Așa? Așa? Ia-i. Du-te la trap cu ea. Uite-te, în zucă ce. Du-o acolo înăuntru. Îți mulțumim mult de ajutor. Opa, ni poziție. Ni poziție la ea sunt. Eu zic că peste 2-3 ani va arăta el cum trebuie. Acum ai mânzus la 2 ani și... Incredibil cum o să arate asta la 4 ani, 5 ani. Da. Dacă acum arată foarte, foarte puternic. Bă, ați luat firele jos de acolo? Nu. Nu, nu. Mm-hmm.